Moș Crăciun pe cer. Într-o noapte, cu câteva zile înainte de Crăciun, Wendy stătea în picioare la fereastră și se uita la cerul înstelat. Dintr-o dată, Winnie și Peter, frații ei, s-au trezit și au întrebat-o: de ce ești așa de neliniștită? Wendy le-a arătat cerul și a spus: v-ați dori vreodată să puteți ajunge la cer? Nu v-ați dori să știți cum e să te afli printre stele și luna? Winnie a oftat și a spus: aș fi vrut mult să fiu printre stele și lună și să mă uit la casa noastră. Mă întreb cât de mică s-ar vedea de acolo de sus. Peter era prea supărat ca să se gândească la acest lucru. Păcat, spuseră cei trei copii, acest vis niciodată nu va deveni realitate. În timp ce copiii dormeau duși, deodată s-au trezit speriați de un zgomot puternic. Wendy s-a uitat pe fereastră afară, frecându-și ochii. Imediat a sărit din pat. Văzuse o sanie mare care strălucea datorită sutelor de luminițe. Era trasă de doi reni magici. I-a trezit repede pe Winnie și pe Peter și au fugit afară lângă sanie. Chiar în momentul acela a apărut Moș Crăciun și i-a salutat: Crăciun fericit tuturor! Veniți să vă duc pe cer și să fim înconjurați de stele și lună! Lui Wendy și lui Winnie nu le venea să creadă. Toți împreună au ajuns la cer cu sania zburătoare a lui Moș Crăciun și au călătorit printre stele și pe lună. Peter a rămas fascinat de râul de lumină argintie a stelelor care străluceau pe cer. După aceea, au ajuns în țara curcubeului. S-au entuziasmat când au văzut flori magice, case de ciocolată și stele care sclipeau. Bucuria lor nu avea limite. Copiii erau fericiți și i-au mulțumit lui Moș Crăciun că le-a făcut un cadou atât de special. În cele din urmă, s-au întors acasă și au luat la revedere de la Moș Crăciun, care a plecat cu sania lui. Erau foarte fericiți datorită acestei călătorii magice și abia puteau să meargă de bucurie. S-au aruncat în paturile lor cu zgomot și plin de emoție. Wendy și-a deschis ochii și a realizat că a căzut din pat. S-a uitat la Winnie. Era și el culcat pe podea și își freca ochii. Peter se uita la ei. A fost totul un vis? Sau chiar numai ce s-au întors dintre stele?